ce bine că ești în viața mea. Au venit toți să facă cunoștință cu mine, printre care Cornel a fost singurul care a ținut cel mai mult mâna. El vrea să te cunoască foarte bine. Și practic de acolo a început povestea. Când am văzut că nu merge cu armele mele, am început să fac puțin prezentarea acolo, subiectul, predicatul. Nu, n-a impresionat-o nimic. Nu? Deci mă speria. Și când am ajuns în București, m-a prezentat la toată lumea, la viitoarea lui soție. Wow! Da. Dar soția ta se ridică la nivel când gătește paste? La început, când ne-am căsătorit, găteam numai eu. Mi-a spus, Frank, iubitule, cartofi prăjiți și eu o să fac câte vrei. Dar pe parcurs m-a depășit. Zine tu, Crina, despre ce este vorba? Cornul cu ciocolată. Eu am scris vegană, amore. Da, e vegan, dar iată că îi plac și dulciurile. Ce bine că ești în viața mea. Bună seara, dragi oameni! Urmăriți emisiunea Ce bine că ești, o emisiune despre aprecierea partenerului de viață. Oare mai este posibil să ai o căsnicie fericită? Oare mai există iubire necondiționată? Răspunsul la aceste întrebări ni le vor oferi invitații mei din această seară, Crina și Cornel Popescu. Bine ați venit! Sunteți un cuplu tare frumos! De-abia aștept să vă cunosc și povestea din spatele a ceea ce se vede. Dragii mei, vă mai iubiți ca la început? De două ori mai mult! Iubirea cred că are proces și la noi se maturizează și devine stabilă și puternică. Frumos. De cât timp sunteți căsătoriți? Eu trebuie să dau răspunsul. Suntem căsătoriți de 9 ani. Pe 26 septembrie am făcut 9 ani. Ne-am căsătorit în 2010 și cred că a fost unul din momentele cele mai frumoase pe care le-am trăit împreună. Drăguț. A fost acea explozie de fericire, de împlinire. Da. Împreună în acești 9 ani aveți doi copii minunați, gemeni, și de-abia așa să povestim puțin și despre venirea lor pe lume și despre rolul lor în familia voastră. Însă, până atunci, cum ați ajuns voi împreună? Cum v-ați cunoscut? Eu făceam practică la Spitalul Fundeni ca psiholog. Doar am trecut puțin pe acolo, nu eram în practică. Cumnatul meu vorbea la telefon și spunea trebuie să mă întâlnesc cu 6 băieți neapărat la Fundeni. Și am zis, Doamne, nu acum, nu așa, că mi-e plăcea să... Da. Și nu eram pregătită. Și am închis în birou acolo să nu mă vadă nimeni, dar de unde? Au venit toți să facă cunoștință cu mine, printre care Cornel a fost singurul care a ținut cel mai mult mâna. El vrea să te cunoască foarte bine. Și practic de acolo a început povestea. Am înțeles. Cornel, ce ai simțit când ai văzut-o pe Crina? Noi suntem construiți într-un mod unic și unicitatea asta se vede în modul cum reacționăm. Pentru mine, faptul că am văzut-o pe Crina a fost acel start a unei dorințe de a cunoaște mai mult decât ceea ce văd. Și automat a început acel proces de cunoaștere, să caut cumva, caut moduri în care să pot să stau mai mult cu ea, să vorbesc cu ea. Era foarte rece. Deci m-am izbit de un zid din ăsta de gheață așa ca trenul. Și bine, nu m-a descurajat. Eu atunci făceam practică, sau să zic așa, făceam actor amator. Lucram într-o piesă prin cineva. Și bineînțeles, când am văzut că nu merge cu armele mele, am început să fac puțin prezentarea acolo, subiectul, predicatul. Nu, n-a impresionat-o nimic. Nu? Deci mă speria. În termenii mei, eu eram o fată serioasă care îmi vedeam de treaba mea. Și l-ai văzut un pic mai cu șmecherii? Da, am zis că era foarte atrăgător, impresionant, dar tocmai de genul ăsta de băieți fugeam, pentru că aveam senzația că e o chestie care te cucerește și după aceea te lasă baltă. Și am zis, nu,
eu sunt la locul meu, cu treburile mele, nu, da, nu fac speranțe degeaba sau... Și după ani de zile, el spune că ai fost foarte rece. Totuși, ce s-a întâmplat? Și am zis, în loc să apreciez că am fost foarte serioasă, că nu mi-am permis să glumesc, că da, dacă făceam așa cu tine, făceam și cu alte persoane. Așa că aceasta e seriozitate. Dar tu l-ai remarcat în ziua aceea când el a remarcat. Era genul de băiat... Mie îmi plăcea un anumit profil de băieți și se încadra perfect. Uh-huh. Numai că mi-era frică să cred că este și adevărat, să fie și frumos și pocăit și bun și toate așa la un loc. Am zis, nu, mi se pare doar. Și atunci am refuzat din start. Dar când a venit momentul în care totuși ai zis, hai mă că e ceva de băiatul ăsta, i-ai dat o șansă așa? Mă căuta, el a făcut primii pași, 3-4 luni, cam așa. Te-a căutat un pic. Da. După care a început să se retragă încet, încet. Și când am văzut că începe să retragă, de fapt, te-a atunci prins. Mi-am dat seama că eu chiar țin la el și că aș vrea să-l cunosc mai mult. Și cum a fost prima întâlnire a voastră? Prima întâlnire noastră a fost când eu m-am dus la... ea era din Râmnicu-Vâlcea. Și m-am dus să o văd. Ea nu știa, eu programasem totul, organizasem totul. Și pentru mine, pentru că în astea 3 luni care a fost cumva o pauză, nu ne-am văzut, n-am avut timp să stăm împreună, eu doar o curtam pe toate părțile. Deci, Doamne, mi-aduc aminte... Ce făceai? Cu sora ei, pentru că am fost la... camera asta de joacă unde era și este la ora actuală în Fundeni, este o cameră specială pentru terapia copiilor bolnavi de cancer, leucemie, insuficiență renală, și ei practic vin acolo și Crina împreună cu echipă se jucau cu ei, cumva îi scoteau de sub presiunea asta. Și tu erai și tu voluntar acolo? Eu eram voluntar. Numai că în ziua aia când a venit ea, eu am venit să zugrăvesc, pentru că ei ne-au chemat, zice, mă, dacă tot ne ajutați, hai să dăm și o culoare la un prăspătare, să curățăm cum ar veni. Așa, și ai încercat să impresionezi în toate felurile, te-ai dus până la Vâlcea și cum a fost? Scopul cu care m-am dus la Râmnicu-Vâlcea atunci a fost să-mi reconfirm mie dacă chiar merită să lupt pentru fata asta, pentru că mă izbisem de zidul ăsta de gheață. Te descurajase-i puțin. Deci mă ținea la respect, deci eu n-am pomenit așa ceva. De fiecare dată când curtam cu o fată, o săptămână, două, și apoi ieșeam de 3 luni de zile, nu-mi răspundea la mesaje. Prea mult. A fost un șoc, da. Am zis, zic... ce fac aici? Mi-aduc aminte și dacă pot să fac o paranteză. Am condus-o, pentru că venea des în București, am condus-o odată la autocar. Și mi-aduc aminte că nu aveam siguranța asta că ea o să vină. Adică așteptam o confirmare. Și mi-aduc aminte, ne-am dus la metrou, i-am cumpărat cartelă. A zis, nu, cumpăr eu, nu. Și i-am cumpărat special 2 călătorii. Și zic, pot să păstrez pentru la întoarcere. Și a zis, nu, eu în București nu mai mă întorc. Adică pentru mine București este decât o experiență. Și deci mi-a căzut cerul în cap, zic, what? Și am ales să mă duc totuși după... Și abia în autocar inima mea se legase de București și am zis, nu, trebuie să mai fac ceva. Să-i spui tu, să-i arăți ceva, că ai fost mai fără semnale, așa. Și am fost la ea, nu se aștepta, am anunțat-o din scurt, tocmai ca să o surprind de natural. Da. Și într-adevăr mi-am confirmat mie că este persoana pentru care merită să lupt în continuare. Și că și ea totuși dezvoltase o afinitate pentru tine și ținea la tine, doar că încă nu avea curaj să îți arate. Nu exteriorizat nimic. Deci era lumea interioară și o lumea mea exterioară, știi? Cu atât mai mult ai aprecia primul te iubesc din partea ei, nu? Da, e adevărat că... dragostea cred că se consumă și se construiește pe siguranță. Să ai siguranță că persoana de lângă tine... Despre asta, de fapt, era vorba la mine. Trebuia să analizez, să măsor, să cântăresc, să-l cunosc, să văd cine este, ce a fost, ce-și dorește să fie
Și apoi, bineînțeles, să decizi dacă... Da, vedeam dacă ne completăm sau nu. Corect. O fată prudentă, ce să mai... Atunci nu gândeam așa. Da, ce are fata asta de nu zice nimic? Simplu execută. Și că tot am adus subiectul, când a fost momentul în care v-ați declarat iubirea? V-ați spus, te iubesc. Eu trebuia să mă mut din Râmnicu Vâlcea pentru că îmi doream să se schimbe ceva de acolo. Terminasem și facultatea și masterul și așa și urma să plec cu părinții mei într-un loc. Și el a spus așa, noi vorbeam câte 8 ore la telefon. Wow, e ceva. Dar nu neapărat iubiți, eram cei mai buni prieteni. Pentru mine era trimisul lui Dumnezeu din cer pentru mine. Nu știu, ziceai că e un îngeraș care știe exact... S-a schimbat registrul, da, da, da. Ia să se intre în sufletul meu. Au fost persoane, au fost, dar cu nicio persoană nu a fost... Conexiunea sufletului mai ales, mm-hmm. Că de fapt asta căutam. Da, conexiunea, da. Sufletului și a caracterului. Și mi-a spus așa, înainte să pleci definitiv cu părinții tăi în locul respectiv, vină pentru o săptămână în București. Și când am ajuns în București, m-a prezentat la toată lumea, la viitoarea lui soție. Wow! Da, deci pentru mine asta a fost o, hai să nu zic strategie, dar a fost un motiv în plus pentru a-i demonstra că o iubesc. Da, că o iubesc, că țin la ea. Și pentru mine relația asta înseamnă ceva mai mult. Și atunci chestia asta pe ea, pe de-o parte a speriat-o, că nu se aștepta. Da, da, da. Dar pe de altă parte a confirmat siguranța de care avea nevoie ca fată. Corect. Că sunt o persoană serioasă și că ceea hotărât, ce fac... Hotărât, crede cu adevărat în treaba asta, își dorește, mă iubește. Da. Și cât timp a durat relația voastră înainte de a decide să vă căsătoriți? 9 luni, una. Deci 9 luni după ce ne-am confirmat reciproc. Da. Dar eu o pun mereu un an jumătate, pentru că eu consider că și alea 3 luni de zile nu le arunc. Exact, ai lucrat zilnic acolo. Deci nu le arunc. Las inima ei să o cucerești. Da, îmi aduc aminte prietene comune care le găseam, le luam deoparte. Te rog, ajută-mă, le spuneam pe față care e situația. Da, da, da. Și zici, tu te vorbești, îi scodește, dă-i mesaje, vorbește cu ea. Deci, pentru mine a fost perioada de curtare, da. Și a existat o cerere oficială în căsătorie sau a fost așa direct, da, la părinți? Fost, uite, ea va fi soția. A fost în Paris. Oh, super. Pe turnul Eiffel. Mamă. A fost ceva extraordinar. Abia atunci am conștientizat ce înseamnă să aparții de bărbatul tău. Tremuram exact ca la Tom și Jerry. Așa, picioarele. Prima dată mi-a dat un inel artistic, așa, eu am și terminat pictura și îmi plăceau foarte mult lucrurile de artă. Și mi-a făcut un inel absolut superb. Sub, așa era inelul adevărat și atunci, deci instant s-a declanșat o responsabilitate foarte puternică. N-ai mai avut niciun dubiu, nicio frică, nimic. Da. Da, mie mi-a plăcut foarte mult scenariile și modul ăsta de a te prezenta. Și mi-aduc aminte că am luat o sârmă din aia groasă. Mm-hmm. Mi-a fost greu să-i ghicesc, da, mărimea. Și am folosit degetul ăsta mic, zic, mă, degetul e mic, degetul meu mic, o fi potrivit, da, pentru inelarul ei. Și mi-aduc aminte că am făcut din sârma aia. Și apoi am găsit pe stradă un ciob atât din ala securizat, când se sparge, se sparg geamurile. Și am zis, ei, pun atâta diamant. Dar nu se închidea cutia și a trebuit să reduc până s-a închis. Și mi-aduc aminte că am organizat tot împreună cu frații mei, cu prietenii mei comuni, o excursie la Roma. Și apoi de acolo am mers la Paris fără ca ea să știe, pentru că am vrut cumva să fie ceva așa, totul surprinsă, da. Și... am ajuns, ne-am urcat în turnul Eiffel, la nivelul 2. Am îngenunchi, ca prietenii mei știau deja tot, pregătise, filmat tot. M-am pus în genunchi, i-am deschis inelul și am cerut o... Ideea era că ea, când a văzut inelul, a crezut că e o farsă. Și a început să râdă. Da, da, da. Toți din spate au început să aplaude, chiar mi-aduc aminte, se străseseră foarte mulți turiști și... Când a văzut că insist și nu mă ridic de pe genunchi, a luat inelul și când a ridicat burețelul pe care era, mi s-a declanșat șocul. Da, a văzut că e chiar pe bune. Da.
dată îmi lăcrimat ochii, deja eram sub panică. Dar o bucurie, o emoție foarte puternică. Da. Este ceva impresionant și frumos de trăit. Ce bine că ești în viața mea. L-am văzut ca pe cea mai frumoasă binecuvântare care am primit-o sau un dar special. Ce s-a întâmplat? Te-ai vrut să dai inelul jos. Nu mai mă iubești? Nu-ți mai place de mine? Nu mai nu știu ce? Zic, what? Opriți-vă, toată lumea, toată lumea pauză. Să caute inelul. Dacă nu găsiți inelul, nu plec din casă. Îl avem la bază pe Dumnezeu, ceea ce consolidează foarte mult o familie, o relație, da. Ceea ce responsabilizează foarte mult o relație, Dumnezeu fiind temelia. Ce bine că cum a fost apoi nunta, pregătirile pentru nuntă? Cine s-a ocupat mai mult de organizarea nunții? Cornel a fost plecat în străinătate și cât a fost el plecat, m-am ocupat eu. Și am făcut exact cum mi-a plăcut mie. Da, da, da. De obicei, miresele au niște așteptări de la ziua aceea și își organizează cum doresc. Da, vreau să zic, Ramona, care și în ochi fin. Eu cred că, în general, fetele au, nu știu, un simț aparte, nu? Simțul ăsta pentru estetic și cum organizează, cum potrivesc culorile, cum așează pozițiile obiectelor, e ceva ce bărbații oricât s-ar chemi nu, mai greu nu reușesc, da. Și ea a fost, a ales culorile, designul, tot ce a reprezentat acolo. Cum a fost ziua aceasta pentru voi? Vă mai amintiți ceva din ea? Cu toate emoțiile, cu tot stresul? Îmi amintesc două emoții pe care le-am trăit. În momentul în care se făcea slujba, atâta mi-aduc aminte, în rest nu mai mi-amintesc nimic. Fratele păstor Ianovici ne-a spus așa: până acum Dumnezeu a fost cu voi. De acum încolo depinde de voi cum păstrați binecuvântarea și va fi alegerea voastră. Și mi-a rămas în cap. Da, da, da. Și până în ziua de astăzi mă urmăresc cuvintele și dacă ești secretul unei căsătorii fericite și binecuvântate și este să faci partea ta, să-ți faci datoria și să ai grijă până la urmă. Să-ți păzești ce este al tău. Tu ce-ți mi-aduci aminte? Eu mi-aduc aminte foarte multă bucurie, zâmbet, fericire. Deci mi-aduc aminte că toată noaptea n-am putut să dorm, da. Mi-aduc aminte cum am îmbrăcat, fiind primul din familia mea care se căsătorea. Toți frații m-au însoțit, îmi aduc aminte în hol, cum puneam cămașa. Sunteți și mulți frați, cât sunteți? Da, noi suntem 10, 6 băieți și 4 fete. E o familie foarte frumoasă. Da, sigur. Chiar povesteam mai devreme că copilăria pe care am avut-o, îmi doresc să o aibă și copiii mei. Acea fericire, acea împlinire, acea joacă continuă. Și mi-aduc aminte că mă însoțeau toți. Care făcea glume, care... cum e scenariul pentru un astfel de eveniment. Da. M-am îmbrăcat, am plecat. Noi hotărâsem să nu ne vedem decât acolo. Practic, ea și-a dorit foarte mult să o văd în splendoarea aia. Da, da, da. Să fii un pic surprins și tu. Totală, da, de a fi mireasă. Și ce ai simțit când ai văzut-o? Cred că de 10 ori mai multă fericire decât în momentul când am văzut-o prima dată. Deci a fost apogeul acelei exclamații. Wow! Da, wow! Da, wow! Da, a fost foarte frumoasă. Într-adevăr și este o fată foarte frumoasă, Crina. Da. Și cum a fost apoi căsnicia? A început cu adevărat relația voastră? Știu că pentru majoritatea oamenilor primul an este puțin mai provocator până se adaptează cele două temperamente. Cum a fost pentru voi? Din punctul meu de vedere, și acum, după 9 ani de zile, am senzația că avem doar 2 ani. Nu a fost ca la ceilalți. Nu știu, pentru mine, ori l-am văzut ca pe cea mai frumoasă binecuvântare care am primit-o sau un dar special, fiind și un băiat foarte... cu minte, curat, m-a impresionat lucrul ăsta absolut și a fost cel mai, s-a declanșat în mine, adică nici după ani de zile să nu regret pentru că a fost special doar pentru mine. Și atunci, în orice moment, cât de dificil ar fi, știu că este de la Dumnezeu pentru mine și nu mă dă nimic înlături.
Da. A fost anul, eu consider așa, că orice casă își are șemineul ei. Acolo e un foc. Da. Rolul soților este să gestioneze situația în așa fel încât focul ăla să rămână în șemineu, să nu ia foc toată casa. Da, corect. Pentru că focul ăla oricând poate să se mărească, mm-hmm. să devine incontrolabil și apoi ai nevoie de pompieri, ai nevoie de o grămadă de persoane din exterior. E adevărat că principiile noastre sunt solide, îl avem la bază pe Dumnezeu, ceea ce consolidează foarte mult o familie, o relație, da. Ceea ce responsabilizează foarte mult o relație, Dumnezeu fiind temelia. Iar în micile situații care apar, ele pot fi gestionate. Chiar dacă pe moment par, uite, o să-ți dau un exemplu care l-am trăit noi doi, care pentru mine nu a fost o problemă, dar pentru ea a fost o problemă și a trebuit să-l discutăm. Corect. Îmi aduc aminte, ne întorceam de undeva, eram noi doi împreună cu o adolescentă de 16 ani. Și ea ne spune nouă. Zice, vai, ce frumoși sunteți! Aș fi vrut ca voi să fiți cavaler și domnișoară la nunta mea. Uh-huh. Și eu îi spun, a, nu-i nicio problemă, putem să fim. Că zice, nu, că sunteți căsătoriți. Păi îmi dau inelul jos. Să uită la mine cum da, s-a uitat da, acum. Da, da, da. Și zice, ce ai spus, iubitule? Zic că îmi dau inelul jos și putem să fim... Ăla nu se mai dă jos, te înțeleg. Deci, mai repet o dată, tu vrei să dai inelul jos? Da, ce? Un inel. A tăcut din gură. Noi am avut și un acord între noi și cred că este un acord bun. Nu ne certăm în public, da, nu ne reproșăm în situații. Discutați acasă. Da. Mă abțin, te abții și acasă desfacem tot subiectul. Dezbateți cât vreți. Eu nu mi-am dat seama că ea s-a spus, fiind prima noastră, primul nostru conflict, da, să zic. Da. Nu mi-am dat seama, o cunoșteam, dar nu n-o ca acum. Nu în postura aia, nu, un pic supărată. Acum. Da, deci acum privirile, ochii spun totul, gata. Da. Te-ai prins repede. Da. Și nu am sesizat, am mers până la, mergeam spre biserică, s-a terminat programul de la biserică și am mers spre casă. În metrou îmi spune, zice, tu nu vezi nimic? Te uit, ce să văd? Sunt foarte supărată. Oh. Zic, că nu-i stă bine părul, ceva, nu? Zic eu, păi de ce? Nici asta nu-ți aduce aminte. Oh. Zic, oule, primul conflict. Zic, stai să văd de unde la punct, da, știi? Da, 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 să dau înapoi. Am ajuns acasă și mi-a povestit. Ce s-a întâmplat? Te-ai vrut să dai inelul jos. Nu mai mă iubești? Nu-ți mai place de mine? Nu mai nu știu ce? Zic, what? De unde da, vin? Pentru tine n-a semnat așa. Și apoi... a început să povestească puțin despre modul cum percepe ea și verigheta ca simbol, ca și apartenență. Corect. Și toate referirile care se pot face pentru asta. Și ai înțeles-o, nu? Da, i-am explicat, amure, pentru mine e un inel. Adică eu nu mă uit la el și te văd pe tine. Corect, corect. Deci eu pe tine ca persoană te pot iubi. Nu pot să iubesc un inel și să mă gândesc. Da, dar în mintea unei femei, îți spun poate și ce a gândit ea, ca bărbatul ei să-și dea inelul jos, înseamnă că vrea să fie disponibil. Și exact. Normal că o apucă exact. Puțin teama. Ce, vrea să fie disponibil? Vrea să se ducă în public fără verighetă? Și hai, atunci te apucă un pic. Bărbații nu gândesc așa. E, sau nu... că... Bine, de atunci, deci îți mai spun un episod, nu l-aș știu, dar l-am spus târziu. Am fost undeva și a trebuit să lucrez și a trebuit să-mi dau urgent inelul da, jos. Da, da. Na, am pierdut inelul. Vai, Crina, l-am ce spus, ai zis? Deci l-am spus așa, în casa respectivă, zic, opriți-vă. Toată lumea, pauză. Să caute inelul. Dacă nu-mi găsiți inelul, nu plec din casă. Toată lumea. Deci, că ai știut deja cât de sensibilă da, e problema. Păi, și... zic, atât am trebuie. Zic, da, ai vrut, acum... Așa s-a întâmplat. Și te-a dus cu inelul acasă? L-am găsit după... Nu știu că a scotocit toată casa, că nu știu cum a căzut, cineva l-a mișcat și a ajunsese într-o poziție în care nu se vedea. Nu vedeai. Mi-am spus. Când dădeam seama, după ani de zile, mi-am spus, amore, știi că am pierdut inelul? Și acum e atentă când îl dau jos. Dă-mi mie. Să-l păstrezi. Foarte interesant. Dragii mei, bineînțeles, este normal să fie și mici conflicte. Așa ne cunoaștem până la urmă ce mai bine, până unde sunt limitele fiecăruia. Haideți să vedem un material video în care Crina ne spune
ce înseamnă pentru ea conflict și ce se întâmplă la voi acasă. Ce bine că ești în viața mea. Care sunt lucrurile de la care voi vă contraziceți? Primul element este în educarea copiilor. Eu sunt genul de persoană care îmi dorește foarte mult să comunicăm cu ei, să le explicăm și mai apoi să existe și alte consecințe. Dar el este pe loc să rezolve problema mai radical. Ce aspect al vieții te enervează cel mai tare? Societatea însăși merge într-o direcție nepotrivită și am impresia că nu ne dă voie să trăim frumos. Dar dintre voi doi, care este cel mai aprig așa în ceartă, cel mai pasional când e vorba despre contrazicere? Nici unul, nici altul. Amândoi vorbim cu calmitate, comunicăm exact ce ne deranjează sau problema respectivă. Unul vorbește, celălalt tace. Când celălalt vorbește, celălalt tace. Cine este mai împăciuitor dintre voi doi? Cine spune primul iartă-mă, tu sau Cornel? Eu sunt înțelegătoare în orice situație, iar el este bun. Și atunci este o completare perfectă și amândoi în același moment. Ai să-i faci acum vreo mărturisire lui Cornel? Noi suntem de 10 ani căsătoriți. El iubește foarte mult naturalețea, să spun așa. Dar fetele mai decid și unele probleme în dreptul lor. El are o problemă cu fondul de ten. Să nu ne dăm. Dar n-am ce să fac, în al 9-lea an de căsătorie mi-am cumpărat fond de ten. Asta, da, mărturisire. Bine că ăsta e cel mai mare rău. Da. Pe final, ce vrei să-i transmiți lui Cornel? Ce înseamnă el pentru tine? După 9 ani de zile de căsătorie, mi-am dat seama și am ajuns la concluzia că m-am căsătorit cu caracterul. Frumusețea trece. Fluturașii poate sunt la început, dar când sunt anumite probleme și situații, îmi dau seama de fapt că vorbesc cu caracterul omului și asta reprezintă cel mai important lucru. Iar Cornel este un om de caracter cu care pot să fac casă, cu care pot să împărtășesc lucrurile grele, cât și bucuriile și asta de fapt mă ajută pe mine să merg mai departe și să cred cu adevărat că a fost cea mai perfectă, cel mai perfect cadou din partea lui Dumnezeu pentru mine. Ce zici, Cornel, de mărturisirea Crinei? Nu mă așteptam, să fiu sincer. Este într-adevăr o fată foarte echilibrată. Știe să adune toate lucrurile în momentul zero. Nu este o fată sau o persoană care să accentueze extremele sau să accentueze defectele. Și asta este un lucru extraordinar, pentru că fie se sizează că lucrul ăsta nu face decât să dăuneze și să amplifice ceva ce nu o să se mai rezolve în final. Și atunci este extraordinar să ai capacitatea asta să reduci tensiunea, să o aduci acolo unde poate fi gestionată și unde poate fi controlată. Curios că majoritatea femeilor dramatizează mai mult decât este realitatea și iată că, uite, poți tu, Crina, să aplanezi conflictele și să nu le exagerezi. E foarte important pentru mine, în orice situație, nu mai contează nimic, am ajuns și la un punct în care chiar să nu mai cer nici explicații și să găsim soluția. Doar pe asta ne concentrăm. Nu vorbim de tine, nu vorbim de mine. Vorbim de situație ca să ajungem să găsim soluția perfectă și atât. Cred că o ajută mult și ca studia psihologie. Poate fi un plus, dar cred că este și o mentalitate. Da, e din ea. Adică trebuie să-ți dai seama că, bun, mergi doi pași cu evenimentul înainte și vezi unde duce. Mintea, ia-o imaginat. Bun, eu zic asta, eu o să zic asta, eu zic aia, zic aia, zic aia. Unde am ajuns? Corect. Bun, și escaladezi un foc
pe care nu-l mai poți reduce. Da, da. Și atunci... strici relația ușor, ușor. Da. Dacă sunt multe certuri din astea, o strici. Și mi-am dat seama de un lucru. Cel mai nepotrivit compromis pe care îl faci sau îl poți face este să-ți depășești limitele. Nu există să-ți depășești limitele. Trebuie să știi exact că nu ai dreptul ăsta. Da. Ne transformăm pur și simplu și nu, chiar nu are sens dacă îți iubești căsnicia și exact. Iubești ce ți-a încredințat cel de sus, nu ai voie să-ți depășești limitele. Dar ce zici de treaba asta, că ți-a mărturisit că a folosit fond de ten, gata, nu mai poate să stea chiar fără, măcar la 9 ani de căsnicie. Hai să elucidăm și subiectul ăsta, că e așa de... Mi s-a părut foarte interesant, amuzant chiar. Problema băieților, și asta este lumea bărbaților, este falsul. Și atunci eu când vorbesc cu ea de fond de ten, nu vorbesc de o ușoară retușare sau o ușoară, nu știu... Da, tu te gândești la masca aceea pusă complet. Eu mă refer la exagerările alea care nu se mai termină. Și de obicei am văzut că legea insuficienței lucrează în orice om. Adică dacă azi te dai puțin, mâine o să fii tentată să te mai dai cu nu știu ce, cu nu știu ce, cu nu știu ce... Și o să ajungi la o oră de retușuri din care nu mai știi de unde să ieși. Da, corect. Asta e problema mea. Acolo nu vrei să se ajungă. Nu vreau să se ajungă și atunci rugămintea mea față de ei, eu spun, tu oricum ai o frumusețe dată de Dumnezeu care, bun, o mai poți retușa puțin, că întotdeauna există puțin de retușat. Dar mi-e frică de exagerări, mi-e există de extreme. Ea cred că știe acum asta și nu s-ar duce în extrema aceea niciodată. Da. Dar el nu crede că nu ne-am duce în extremă. El nu prea crede, el zice că te fură în momentul. Când ești cu pensul acolo, te va fura și cine știe cine ajunge. Corect. Apoi e gene false, unghi false, da, și tot așa. Dar tu știi, dacă ți-a demonstrat că e o fată echilibrată, păi de ce nu mai crezi? Cred. Ce bine că ești. Dar îmi place foarte mult că ea, după ce un copil trebuie să fie pedepsit, ea de fiecare dată pune accentul, acum trebuie să existe momentul împăcării. Mi-a spus că dacă în 15 minute după 9 ore nu-și revine, va trebui să te băgăm la resuscitare. Asta însemna direct oprirea din evoluția copilașilor. Da. Când am auzit așa ceva, m-a speriat atât de tare de a veni la normal. Au focusat totul pe copii și nu e rău. Dar nu te poți neglija nici pe tine. Ce bine că ești în viața. Ați descoperit de-a lungul timpului noi lucruri unul în celălalt? Față de cum vă știați în perioada prieteniei? Un lucru pe care l-am descoperit și este un plus foarte mare în familia noastră este capacitatea de a vedea educarea copiilor. Eu am fost educat într-un fel și de obicei, cam cum ești educat, te duci. Deci cam procesul prin care ai trecut cu părinții tăi devine indigo pentru copiii tăi. Și eu nu am avut parte de mentalitatea asta nouă. Acum nu știu dacă i-a avut parte sau nu. Dar îmi place foarte mult că ea, după ce un copil trebuie să fie pedepsit, ea de fiecare dată pune accentul, acum trebuie să existe momentul împăcării. Acum trebuie să te duci să-l iei în brațe, chiar dacă e supărat sau încă tensionat de situație sau de ce a făcut, trebuie să te duci să-l iei în brațe, să-l pupi, să-i spui că-l iubești, să-i spui că-ți pare rău că a trebuit să procedezi așa și că tu nu vrei, de aceea el trebuie să se străduiască să nu mai ajungă în situațiile astea. Deci asta este un lucru nou pe care l-ai văzut la ea. Wow! Deci am zis, wow, nu l-am cunoscut și într-adevăr funcționează în educația copiilor. Tu ai descoperit ceva nou în soțul tău în acești 9 ani? După venirea copiilor, bineînțeles, am început să fiu puțin mai obosită, să zic așa. Clar. Și atunci el, practic, este cu mine exact cum eram eu la început cu el. Ce am construit cu el înainte de copii, să fiu foarte înțelegătoare, bună, să în orice situație să existe, să fie totul perfect. Acum când eu sunt mai puțin pricepută,
ca să îi ofer ce are nevoie. Acum el este foarte, foarte înțelegător și procedează cu mine cum am procedat eu cu el. Să mă înțeleagă. A schimbat puțin rolurile, dar s-a respectat armonia familiei. Da, da. Foarte interesant. Vă compensați și asta e ceva foarte, foarte important. Cred că este, cum să spun eu, mentalitatea bună, acum ce faci? Ok, am varianta asta. Varianta asta mă ajută? Nu. Și atunci e clar că fiind mamă și de gemeni, greul ăsta e puțin mai mare pentru ea și automat am simțit nevoia asta să compensez cât pot și în ce domenii pot nevoia asta pe care ea o simte, să fie înțeleasă, să fie, pentru că automat se trezea de, nu știu, 15-20 de ori pe noapte, colici, lapte, trebuiau schimbați, adică oricum pentru ea era foarte solicitat. Da, și atunci automat trebuia să înțeleg că sunt copiii noștri, e casa mea, sprijin. Soția mea, nu am altă metodă. Ce să fac? Să aduc bune? Ce să facă bune? Adică... Da. Cum a fost să aflați că veți avea gemeni? Ce ați simțit în momentul acela? Veți fi părinți? Când eram adolescentă, eram fascinată să văd gemeni. Și mă uitam în primul rând la părinți. Trebuia să aibă părinții ceva specific ca să poată să facă gemeni. Da, ce... Și urmăram. Da. Și nu m-am gândit niciodată, nu mi-a trecut prin cap că aș putea avea gemeni. Și când a fost să aflu, să-mi spună că am doi săculeți, a fost o bucurie, dar am început să și plâng, pentru că eu sunt genul de persoană care mă implic total, adică cu tot sufletul și cu toată inima, și aveam sentimentul că nu mă pot împărți în mai multe direcții. Și până la urmă sunt atât de fericită după atâția ani să văd dintr-o dată doi copilași și băiețel și fetiță, măricei. Sunt, am scăpat cu o... Da. Deci, după un timp, vezi. Din ce am înțeles, înainte de naștere au fost ceva probleme care ți-au pus ție viața în pericol și a bebelușilor. Așa este. Pe scurt, puteți să-mi povestiți ce s-a întâmplat? Da, la 3 luni jumătate, până în 3 luni jumătate nu am putut deloc să mă alimentez, nici cu apă, nici cu mâncare. Ți era rău. Tot, și de la aer, pur și simplu, mirosul din aer, așa. Corpul mi-a slăbit extrem de tare, era nehrănit și inimioara pompa pentru 3. Pompând și încercând să mă țin în viață și fără să leșin sau așa, s-a dereglat. Am ajuns la spital, s-a dat peste cap foarte mult, m-a ținut 9 ore în care inima așa făcea și mi-a spus că dacă în 15 minute după 9 ore nu-și revine, va trebui să te băgăm la resuscitare. Asta însemna direct oprirea din evoluția copilașilor. Da. Când am auzit așa ceva, m-a speriat atât de tare de a veni la normal. Ai zis, inima a fost treaba că... Ce facem aici? Bineînțeles, în momentul acela, prietenii noștri și biserica se rupa pentru noi. Bine că nu a fost nimic dramatic și iată, sunteți sănătoși, sunteți frumoși toți, putem vedea și în poze că aveți o familie minunată. Cum faci să te împarți între rolul de mamă și cel de soție, să nu-ți neglijezi soțul? Bănuiesc că este provocator, mai ales cu doi copii de aceeași vârstă. Există ore. Copilașii sunt la grădiniță, fac treburile casei. Copilașii au venit, ne jucăm, stăm împreună, activități ieșim. Vine iubitul acasă, acum stăm împreună cu el. Și așa le împăcăm pe toate. Foarte bine. Face față? Este foarte interesant că în toate situațiile astea, deși e foarte obosită, deși are toată ziua, ziua ei este plină de activități și de tot, totuși înțelege și nevoia asta. Pentru că am observat multe relații sau căsătorii, după ce au apărut copiii, au devenit tensionate tocmai din motivul ăsta. Da. Au focusat totul pe copii și nu e rău, dar nu te poți neglija nici pe tine. Pentru că și ai nevoie, de cuplu. Pentru că ai tot felul de situații. Adică n-ai cum. Și m-am bucurat că a putut vedea și gândi așa. Adică, practic, ei au ora lor, noi avem ora noastră împreună, toți patru, și apoi rămâne și ora noastră ca și cuplu, ca și familie, ca și relație. Și este foarte bine.
Crina, acum este momentul să vedem ce gândește Cornel despre tine în rolul de mamă. Cum te vede el? Haide să urmărim. Ce bine că ești în viața mea. Cornel, ce fel de mamă este Crina? Crinuța mea. Crinuța mea este o mamă care pot să o numesc un exemplu, o mamă eroină, o mamă care a știut să facă diferența și face diferența în etapele vieții. Ca orice om crește, dezvolți și automat îți setezi priorități. De când a venit copiii, a înțeles că este un timp care trebuie dedicat lor. Din păcate, societatea asta cu viteza ei și modul ei de reacție, cumva împing mamele într-un mod de a gândi care nu-l văd tocmai sănătos, adică își lasă copiii prea devreme, se ocupă poate perioada asta prea mult de carieră. Ea, în schimb, a ales cei puțin 4-5 ani să investească în copii și când a zis că îi vede stabil, deja echilibrați, atunci poate să continue din nou cariera, ea fiind psiholog de meserie. Aveți doi copii de aceeași vârstă, sunt gemeni, care a trebuit să fie îngrijiți în paralel. Cum a făcut față Crina primilor ani ai copiilor voștri? A fost un lucru care și l-a dorit. Mi-aduc aminte că în discuția cu ea spunea că copiii trebuie să vină într-o familie doriți, nu un accident sau o situație neprevăzută. Și ea spunea, îmi repeta mereu, iubitule, sunt pregătită să avem copii. Ca bărbat, și probabil că bărbații mă pot înțelege mai bine, ai o oarecare reticentă, e ceva nou în viață, e ceva care nu te aștepți, nu e așa ușor. Și eu tot îi spuneam, hai să ne mai gândim, hai să mai... Și mi-aduc aminte că la un moment dat mi-a zis, auzi, eu acum sunt pregătită. Mai târziu când o să vrei tu și nu o să fiu eu pregătită, te ocup tu de ei. Și cumva m-a ajutat să mă hotărăsc repede și am primit cu bucurie. Într-adevăr, am fost lângă ea, mi-a permis și jobul respectiv, un an jumate, aproape 2 ani să stau, să lucrez de acasă și să fiu lângă ea și să o ajut. Deci, practic, amândoi ați îngrijit de copii în primul an de viață. Da. Ce îți place cel mai mult la modul în care educă pe copiii voștri? Foarte bună întrebare. Suntem diferiți în gândire. Eu am o perspectivă asupra educației, ea are altă perspectivă asupra educației. În schimb, ce apreciez la ea, și asta este un lucru care vreau să-l spun în direct, este că are o mentalitate de a trata conflictul diferită de cum mă gândesc eu. Ea întotdeauna îmi spune așa, zice, iubitule, bun, ai certat copilul, l-ai pedepsit, acum trebuie să ai momentul împăcării. Trebuie să te apropii de el, trebuie să-l iei în brațe, trebuie să explici că nu ți-a plăcut că a trebuit să folosești pedeapsa și el trebuie să simtă căldura și dragostea ta. A fost prima persoană pe care am întâlnit-o și care a avut perspectiva asta nouă. În general, tratamentul între părinți și copii, auzi, știi ceva, înțelegi că ai greșit, gata, nu mai discutăm. Și rămâne acolo. Și e ceva ce lipsește după. Copilul are nevoie de această afecțiune. Și ea m-a ajutat să înțeleg această nouă perspectivă și funcționează. Scumpa mea, viața asta m-a purtat în foarte multe locuri și în fiecare loc am simțit un gol pe care nu-l putea umplea nimeni decât tu. Ei, mulțumesc lui Dumnezeu că te-a creat și mulțumesc că mi-a făcut bucuria aceasta să fii parte din viața mea. Te iubesc și te voi iubi mereu. Emoționant. Adevărat? Da. Mie mi s-a părut foarte interesant că, practic, amândoi, deși nu ați știut ce întrebări vă voi adresa personal, ați avut cam același răspuns. Adică amândoi ați spus de faptul că tu ești... ai un mod de a educa mai împăciuitor și mai blajin. El este puțin mai radical și tu ai declarat asta și el despre sine. Ceea ce mi s-a părut interesant. Practic, sunteți conștienți că aveți diferite perspective, dar că împreună funcționează pentru copiii voștri. Da, așa foarte este. Interesant. Ți-a plăcut declarația
Foarte mult. Până la moarte o voi asculta. Da, emisiunea va rămâne pe YouTube, o poți reasculta la infinit. Câți ani au copilașii voștri în prezent? 5 anișori. 5 ani. Au făcut pe 5 septembrie 5 anișori. Super. Și cum se numesc? Cum îi cheamă? E foarte frumos subiectul ăsta, dacă putem să-l discutăm. Da. Eu mi-am dorit băiețel. Ca toți bărbați, vorbăieți. Da, bine, da, nu e neapărat o regulă, dar mi-au plăcut și mi-am dorit băiețel. Ea și-a dorit fetiță. Și când am aflat că ea este gravidă, acum ne dădeam cu presupusul ce e, băiețel, fetiță, băiețel, fetiță. Și îmi aduc aminte în drum spre clinică, când mergeam să verifice sarcina și stadiul ei, eu îi spuneam ei, zic, iubita, zic, după ce îl facem pe ăsta, repede, după un an mai facem unul. Da. Pentru că îmi doresc copiii să crească împreună, da, într-o armonie, nu să fie singur. Vorbind din perspectiva în care eu am copilării și trăit acea armonie, da, a unei familii numeroase. Și îmi aduc aminte că am fost la clinică, i-a descoperit sarcina, m-a chemat sus, n-aveam voie să urc acolo unde se făceau consultațiile, m-a pus să stau jos și zice, domn Popescu, am o veste să vă dau, ea deja știa și zice, aveți gemeni. Deci am sărit în sus, am zis, mai bine că asta nu se putea. Da, da, da. Automat, după aia a început discuțiile, ce vor fi băieții, fetița. Și când a aflat, practic, sarcina noastră este compusă dintr-un băiat și o fetiță. Și mai mare bucurie. Da. V-am păcat pe amândoi. Chiar asta spuneam cuiva care discutam pe subiect. Zice, Dumnezeu n-a vrut ceartă în familie. Exact. Și a zis să facem fiecare ce își dorește. Să facem pace. Da, culmea este că el a ales numele fetiței, da, și am ales numele băiețelului. Okay. Și să ajungem să le cunoaștem, care au fost Raul și Lara. Foarte frumoase, Raul și Lara. Da, mie mi-a plăcut, fiind în Italia o perioadă lungă, îmi plac foarte mult numele italienești. Mm-hmm. Și am ales Lara. Ei a plăcut foarte mult Raul. Auzit ea într-o situație pe un părinte care striga copilul lui, nu? Da, și atât de frumos. Eu, prin nume, deja mi-l imaginam cum arată. Da, da. Cuvântul Raul. Imaginam un bărbat adevărat, plin de seriozitate, în același timp și fascinant, și o combinație de mai multe. Și am zis, așa vreau să fie băiatul meu. Foarte tare. Și se adevărește, așa zărește în, da, ce ți-ai dorit? Așa este, exact. Le ducă pe calea asta. Îl tunde așa, ros, scurt, cu freză. Ia. Foarte atentă la detalii. Da. Care sunt activitățile pe care le faceți împreună cu copiii voștri? Ieșim foarte mult împreună. Atât separat cât și cu alte familii. Ne place foarte mult. Fiind în cadrul familiei, ne place să ne petrecem timpul tot cu familii. E ceva care ne ajută să ne destindem plăcut și să fie, să aibă și comuniune cu, da, alți copii. Da, 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 asta e foarte important. Socializare. Socializarea și interacționarea pe care ei căutăm să o aibă încă de mici, să fie conștienți că sunt și alți copii, să-i respecte, să nu devină agresivi. Nu se bată pe jucării. Nu se poate realiza asta mereu, dar suntem acolo. Da, 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 da. Cum i-ați descrie pe fiecare? Ce asemănări și ce deosebire au între ei? Mulți zic că gemenii, vai, seamănă perfect, dar probabil voi știți mai exact ce se întâmplă, cum e. Caracterul lor este total diferit. Unul este într-un fel, celălalt este într-alt fel. Lara e foarte ageră, isteață și plină de nou, să zic așa, în permanență e nouă. Ceva. Da. Raul este foarte calm, așezat și analizează foarte mult. E o completare, desigur, pentru că el e fascinat de ea și ea e fascinat de el. Mm-hmm. De exemplu, Lara nu-și poate desfășura toată activitatea ei fără el. Stă într-un colț singură, dacă nu este Raul acasă. Mm-hmm. Iar Raul, dacă Lara nu este să-i dea adrenalină, da, 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 nu are niciun chef de nimic. Cu toate acestea, că sunt total diferiți și se completează foarte bine împreună, de exemplu, la grădiniță, dacă unul este pedepsit, da, îl pune pe un scăunel și celălalt stă la picioarele lui. Nu cred. Da. Wow! Deci ei trebuie să simtă totul, da, împreună. Da. Impresionant. A rămas șocată și învățătoarea, da, de reacția lor.
Wow. Și a zice că, domnule, zice, noi nu putem despărți. Zice, da. Ce face unul trebuie să facă și celălalt. Deci și chiar o conexiune foarte strânsă. În condițiile în care sunt total diferiți. Da. Deci conexiunea inimii și a sufletului este mai puternică. Sau dacă e o situație și noi plecăm și unul dintre copii se încăpățânează și nu vrea să vină și noi cumva trucăm că plecăm, tocmai pentru a-l stimula să înțeleagă că nu poate să rămână acolo singur, unul dintre copii, că era Raul, că era, că au fost și invers rolurile, imediat ia poziție și se duce și le ia de mână și le aduce. Deci nu lasă. Haide, că plecăm. Deci de multe ori voi n-aveți nevoie de a face prea multe, că ei unul pe altul se ajută să ia decizia bună. Da. Deci au legătura asta. Sau poate că văd și la noi, că și noi știm foarte bine să reacționăm în anumite situații și mă gândesc că copiază. Absorb. Da. Foarte, foarte tare. Ce mi-ați spus astăzi mi-a plăcut foarte mult. Care au fost până acum cele mai frumoase momente din viața voastră de familie? Dacă ar fi să vă amintiți așa cel mai sublim moment în patru, care ar fi? Pentru mine, cel mai frumos moment a fost, de fapt au fost două. Unu, binecuvântarea lor, noi fiind credincioși, crezând în valorile acestea lui Dumnezeu, automat ne-am dus copiii la biserică și i-am binecuvântat. Sunt și alte practici de a încredința copilul în mâna lui Dumnezeu, botez sau alte lucruri. Noi am ales să-i ducem la biserică și să-i binecuvântăm. Momentul ăla, pentru mine, practic, când am luat copiii mei și i-am adus înaintea lui Dumnezeu, spunându-i, Doamne, uite, de la Tine au venit, îi pun în mâna Ta. Pentru mine a fost un moment extraordinar. Iar al doilea moment, tot la fel legat de situația asta, a fost când am împlinit ei un an. Crina, nu știu dacă o să aveți poze de acolo, de la aniversarea lor. Deci a făcut ca la nuntă. Deci mi-aduc aminte în locația unde am făcut aniversarea. Deci toate persoanele care au intrat au zis, am greșit locul sau e aici aniversarea? Da. Deci a organizat foarte bine venitul. Fastuos. Deci toți s-au speriat. Poate nu au întrebat, cât v-a costat? Deci asta două momente mi le aduc cele mai puternice. Și probabil că următorul va fi școala. Da. Nu se duce la școală. Pentru mine sunt foarte dese și mereu mă surprinde viața cu câte ceva nou. În primul rând, dezvoltarea lor. Mereu spun câte o chestie și mă șochează, nu vine să crem. Ce-au mai învățat, ce-au mai zis? Da, mă pun în situații să le explic anumite lucruri la care poate nu m-am gândit sau poate, cum te-ai gândit tu la asta? Și atunci sunt surprinsă des. Deci, practic, micile surprize ale zilei pentru mine sunt bucurie. Împlinirea totală. Poate poți să povestești subitea de când a zis Lara cu leșinezi. Le tot spuneam la copilași să se culce că mami este obosită și are și ea nevoie să doarmă. Și spuneam eu, uite, mie vine să leșin acum. Uite, mami se simte rău și mă stăteam așa. Și după două zile, spune Lara, mami, mă duc repede în pat când vine să mă leșinez. Am învățat ea scuza și... Deci tot felul de reacții de genul ăsta. Dacă ai scrie toate, s-ar face o carte super amuzantă. Dragii mei, sunt sigură că în acești ani de căsnicie ați împărțit multe, vă cunoașteți destul de bine. Și acum vă provoc să facem un mic joc în care vom afla și noi și voi cât de bine vă cunoașteți în cele mai mici amănunte ale vieții. Vă invit alături de mine în partea dreaptă, unde ne vom așeza pe niște scaune, vă voi pune niște întrebări, iar voi veți scrie separat răspunsurile și apoi le confruntăm. Ce bine că ești în viața mea. Dar soția ta se ridică la nivel când gătește paste? La început, când ne-am căsătorit, găteam numai eu. Mi-a spus, Frank, iubitule, cartofi prăjiți și ouă, să fac câte vrei. Dar pe parcurs m-a depășit. Deci faci o mâncare extraordinară. Cred că e născută în fete arta asta culinară. Da. Zine tu, Crina, despre ce este vorba? Cornul cu ciocolată. Eu am scris vegană, amore. Da, vegan, dar iată că îi plac și dulciurile.
da, e adevărat. Deci eu am scris auriu cu perle și diamante. Pentru un bărbat e mai simplu de spus așa. Ce bine că ești în viața mea. Am revenit la emisiunea Ce bine că ești. Alături de mine sunt doi oameni minunați, Crina și Cornel Popescu. Acum este momentul să vedem cât de bine se cunosc cei doi. Haideți să începem. Prima întrebare, dragii mei, cu ce a fost îmbrăcată Crina în momentul în care a cunoscut-o Cornel? Dacă vă mai aduceți aminte, dacă a fost așa marcant pentru voi, o să vă aduceți aminte. Puteți să arătați răspunsul vostru la camere. Și te rog, Crina, să spui ce... Un tricou și niște blugi foarte largi, pentru că nu mi-am plănuit această întrevedere și atunci am fost foarte normală. Tu ce ai scris, Cornel? Eu am scris un training gri. Training gri, ia uzi. Cum e până la urmă? Cu ce eram îmbrăcat eu? Nu, ea. Deci ea, așa mi-aduc aminte, mi-aduc aminte cu un training gri sau cred că am văzut trainingul deasupra, nu știu, eu mi-aduc aminte un training gri. Aveai ceva de genul ăsta pe tine? Este foarte adevărat, numai că el vorbește despre a doua întâlnire a noastră, când deja eram prieteni. Dar înțeles. Primul moment așa a fost, iar al doilea moment. Da, deci ați avut dreptate amândoi, dar pentru momente diferite. Da. Care este mâncarea preferată a lui Cornel? O scriu și eu? Păi da, tu scrii ca să vedem dacă știe soția ta. Mm-hmm. Care e mâncarea ta preferată? Dacă a scris, puteți să arătați răspunsul vostru. Ia zi-ne, Cornel, ce-ți place? Paste! Bun! Și tu ai știut? Pastele și ciorbica. Da. Deci tu ești cu Italia pe tine. Să știi, gătesc bine italienii. Da, așa este. Deci jos pălăria. Dar soția ta se ridică la nivel când gătește paste? La început, când ne-am căsătorit, găteam numai eu. Mi-a spus, Frank, iubitule, cartofi prăjiți și eu o să fac câte vrei. Dar pe parcurs m-a depășit. Deci faci o mâncare extraordinară. Cred că e născută în fete arta asta culinară. Da, deși sunt lăudați bărbații pentru capacitatea asta de a găti, dar pastele încă le fac eu bine. Am înțeles. Au rămas rețeta secretă ta. Care este mâncarea sau alimentul favorit al Crinei? Deci mâncarea... Crina a identificat și a scris. Ia să ne dacă își amintește soțul ei. Imediat... Zic cu voce tare. Da. Da, fructul nu mai țin minte, dar mâncarea știu. O mâncare, bun. Haideți să vedem și la cameră. Zine tu, Crina, despre ce este vorba. Cornul cu ciocolată. Eu am scris vegană, amore. Da, vegan, dar iată că îi plac și dulciurile. Da, e adevărat. Uite așa, mai afli despre ea, care este... preferatul ei. Nu, cornul cu ciocolată știu, deci eu dacă mă duc la cumpărături trebuie să vin cu un corn cu ciocolată obligatoriu acasă. Ok, deci știai, dar nu te-ai gândit acum. Aveți copii gemeni, însă unul dintre ei s-a născut primul. Care este acesta? Ia să vedem dacă ați știut amândoi. Cum este, Crina? Raul. Ai știut și tu? Raul, da, Raul. Cu 5 minute diferență între 5 Lara. 5 minute, foarte tare. Care este prietenul cel mai bun al lui Cornel? Față de cine este cel mai apropiat, ce băiat? Eu am mai mulți, acum trebuie să-l văd pe ăla mai aproape. Cred. Cu care ai împărțit cu cel mai multe până acum și îl poți suna la orice ori din noapte să te ajute?
să nu se supere ceilalți prietenii tăi, este strict o alegere de moment. Hai să vedem răspunsul tău. Cornel, ce ai scris? Marius Veniceasa. Marius, tu? Mulți sunt pentru că în fiecare seară vine câte unul. Ne-a pus să alegi, nu? Da. Eu am scris Marius Veliceasa plus. Plus, da. Deci sunt de aici mulți, dar soția încă nu a putut identifica unul dintre ei, că probabil egal sunt. Da. Este adevărat, Ramona. Eu fiind o persoană foarte sociabilă și cumva implicată în relații de prietenie, sunt multe persoane care le tratez la fel. Da, nu poți să alegi. Dar dacă aș avea nevoie de un consult, adică o persoană cu care să mă consult, să-i cer un sfat, l-aș suna pe Marius Veli. Am Marius înțeles. Veli ceas. Ce îi stârnește hohote de râs lui Cornel? O acțiune sau o imagine sau ce anume îl face să râdă de mai poate? Ai scris, Cornel? Da. Bun. Ia spune tu, primul. Filmulețele amuzante cu pisici. Da. Este adevărat? Desenele animate. Desene animate. Da, pe acolo. Da, am deci fost tu... un fan de mic al desenelor animate și... Am înțeles. Iar tu îl cunoști că se amuză la pisici. Da, e adevărat. Tot ce mă... M-am uitat de mult la desene. E adevărat că în ultima perioadă am mai văzut clipuri scurte cu animale. Care sunt factorii care o pot aduce pe crina în starea de a plânge? Deci, ce declanșează ei plânsul? Să vedem dacă știi și ești atent la starea sensibilă a soției tale, Cornel. Poți să arăți la cameră, dacă ai de mai deschis bine. Eu am scris mai lung. Ok. Hai să vedem crina ce a scris. Dacă mă lasă prea mult singură și dacă simt eu că nu a fost suficient de atent. Ok, deci lipsa de atenție. Tu ce da, deci ea vorbește despre relație. Eu am vorbit despre nedreptatea făcută unui copil sau durerea copiilor. Am înțeles. E foarte sensibilă în domeniul ăsta. Adică dacă vede un copil care e nedreptățit sau suferă instant. A fost un caz care a circulat foarte mult pe internet cu un copil care a căzut într-o fântână sau un put. L-a găsit, nu știu cum s-a dus la spital și a dus îmbrăcăminte, provenind dintr-o familie foarte săracă, da. Tare. Da, deci probabil și acesta te sensibilizează, însă din relația între voi doi, faptul că stă singură, trebuie să ai grijă, Cornel, să nu o lași prea mult singură. Da. Ce anotimp îi place cel mai mult crinei? Asta mi-a descris, este doar unul de ales. Ok. Eu am scris. Ai scris, da? Și am scris așa, am scris vara pentru că se bronzează. Am înțeles. Tu ce ai scris? La mine, vara din acest motiv și iarna pentru că e anotimpul care m-am născut și îmi place zăpada foarte mult. Am înțeles. Deci și vara și iarna, dar iată că soțul tău știe că îți place să stai la soare. Cât timp îi ia lui Cornel să adoarmă seara? Acum să vedem dacă știți, pentru că unul dintre voi adorme mai repede, poate, crina. Nu-l mai prinde pe Cornel. Râd pentru că văd ce scrie crina și este foarte amuzant. Ok, ia să vedem, Cornel, ce ai scris. Eu am scris 5-10 minute maxim, minim. Minim? 5-10 minute. Și cel mai mult, cât îți ia? Păi, mai am momente în care stau și cât o jumătate de oră. Adică depinde de situație. Da, dacă am ceva, mă gândesc, mă
un vârt. Mă... Da, da, se ia mai mult. Îmi ia mai mult. Crina, ai identificat? Ori instant, deci adormei. Dacă s-a pus, zice, mă pun puțin că sunt obosit, adorme instant sau după ore. Adică și la 1-2 noaptea, da? El încă e treaz. Da, bun. Care este culoarea dormitorului vostru? Băieții de obicei nu prea observă detaliile, să vedem dacă poate să-și amintească ce culoare are. Crina, ce ai scris? Este compusă din două culori, crem și toate accesoriile aurii, draperiile, lustra și da, orice. Aurii. Tu ce ai scris? Deci am scris auriu cu perle și diamante. Pentru un bărbat e mai simplu de spus. Deci... Tot e bine identificat culoarea, da, auriu. Fiecare cameră are culoarea ei specifică, așa că nu avem cum să o confundăm. Care este melodia preferată a lui Cornel? Poate are o melodie pe care o ascultă adesea și de care te-ai săturat, Crina? Hai să vedem răspunsurile voastre. Ce ai scris? Cornel. Nu știu dacă știe chestia asta. What a Beautiful Name, de la Hillsong. Am înțeles. Din harfă, dacă suntem mai multe persoane adunate, melodia lui preferată, care o cântă de fiecare dată, este cu, nu știu foarte bine, dar spune că cu așa cum erau oamenii în timpul lui Noe, bătrânul Noe, spune-mi tu mai cum multe, iubitule. Cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa, cu Dumnezeu. Și e adevărat, îți place și aceasta? Da, îmi place. Deci dacă vorbim de... piesă românești. De, deci dacă vorbim de harfă și de tot domeniul ăsta așa clasic, da, cu Dumnezeu în fiecare zi, Ierusalime, cetate împodobită, mi-e așa de dor de tine. Deci da, asta e repertoriul clasic. Dacă vorbim de ceva ce mă ridică sau... Da. Aș asculta... Bineînțeles, sunt mai multe melodii preferate. Acum, da, ce ai simțit pe moment și ce a observat ea este puțin diferit. Cum se relaxează Crina după o zi lungă și plină de activități? Prin ce activitate se relaxează ea? Hai să ne și... răspunsul tău, Cornel, să-l arăți la cameră. Deci am scris așa, shopping. Serios? Sau masaj. Tu, Crina? Masaj. Masaj. Deci asta este o activitate care chiar te relaxa. Dar iată că soțul tău te acuză și de cumpărături. E adevărat? Foarte adevărat. Am vrut să scriu, dar într-adevăr, pentru multe femei este terapeutic. Ce face Cornel în momentele în care este supărat? Ce face ca să-i treacă? Cum reacționează? Unii tind să vorbească mult, unii să se închidă în camera lor, unii să plece la o plimbare. E bună întrebare, să știi. Da, analizează-te și spune, da, stai cum reacționezi. Da, adică deja soția ta... Vezi că nu conștientizezi situațiile astea. E o provocare. Hai să vedem răspunsul tău, Cornel. Ce ai scris? Eu am scris să mă plimb and more. Adică, pentru mine, deconectarea e, deconectarea e cheia. Crina? Singur și se gândește în tăcere. Analizează mult. Deci trebuie să stea singur. Probabil da, se plimbă în mall și... Nu mă duc în zone aglomerate. Mai repede prefer să petrec cu niște prieteni undeva, ori jucând fotbal, ori
Dar în general, da, mă deconectez. Am înțeles. Ies de sub stresul și presiunea. Da. Soția ta a intuit acest răspuns și a știut cum preferi. Care este culoarea preferată a crinei? Să începem. Crina a scris deja. Să vedem dacă și tu ai scris. Crina, ce culoare spune? Roz, auriu și alb. Bun. Alb nu este culoare, dar am adus-o în discuție că îmi place. Da. Roz, pal și auriu. Uite, că a știut. Bravo, super. Care este sărbătoarea preferată a lui Cornel? Paștele sau Crăciunul? Și răspunsul tău, Cornel, este? Crăciunul, pentru că este încărcată de foarte multe emoții, sărbători, e perioada colindelor, mi se pare superbă. Ai știut? Crăciunul. Da. Corect. Ce flori îi plac crinei? Crina deja a scris. Să vedem dacă o cunoști, dacă îi duci florile acestea acasă. Crina, ce ai scris? Crinul. Crinul, dacă te cheamă Crina. Crinul alb și trandafirii albi. A, ia uite ce specific, minunat, te cunoaște, soțul tău este atent la tine, bravo. Și o ultimă întrebare. Care este destinația de vis a voastră pentru o vacanță? Poate încă n-ați discutat-o, dar acum aveți șansa să o aflați. Nu-ți vorbi doar să scrii. Destinația de vis. Crina, ce ai scris? Israel și Grecia. Eu am scris pe o insulă. Pe o insulă. Grecia, da, are și părți care sunt insule. Ok, acesta a fost testul. Se pare că în lucrurile principale și importante vă cunoașteți destul de bine, însă aveți și detalii așa în care nu coincideți neapărat sau le percepeți diferit din alt unghi. Unul înțelege mai personal, unul mai general. Dar cert este că vă completați și aveți o armonie foarte bună împreună. Vă invit pe canapea acum să tragem concluziile acestei emisiuni. Ce bine că ești în viața mea. Nu sunt de acord cu familie care nu vorbesc sau dacă au o problemă nu o comunică. Zic, lasă că nu spun, o las acolo și se aplanează poate într-un fel sau altul. Nu există. La un moment dat se va transforma într-un monstru. Eu vin să văd cum te comporți cu mama ta, vin să văd cum te comporți cu situațiile de presiune și vin să văd cum te comporți cu semne. Cum mi s-a părut acest mic joc? Foarte interesant. Ai aflat ceva nou despre soțul tău? Nu, toate le știam, dar sunt momente diferite în care fiecare alege ceva diferit. De exemplu, nu suntem doar așa, da, ci avem diferite și plăceri și gusturi și da, locații. Da, e greu să identifici la ce s-a gândit el în momentul ăla, fiind mai multe variante. Da. Tu, Cornel, ai aflat ceva nou despre soția ta? Nu, este adevărat ce a spus Crina, că automat întrebarea ta a reperat un moment, dar momentul ăla este privit prin diferiți ochi. Da, eu am văzut diferit, ea a văzut diferit, dar concluzia finală este aceeași. Însă cele mai multe răspunsuri în același punct au dus din partea amândurora. Și este bine că aveți o comunicare bună și o conexiune despre care tu spuneai, Crina, o conexiune a sufletelor foarte bună. Cum vă vedeți în următorii ani, trăiți împreună? Care sunt visele voastre pentru voi, în familie? Încep eu? Te rog. O să se sperie, dar spun adevărul.
mai vreau gemeni. Aș mai vrea încă doi. Două seturi. Ori doi băieței, ori băiat și fetițe, că mi-a plăcut combinația. Ea mi-a zis să visezi, să... Așa ceva. Pentru... pentru timpul acesta, dar surpriză, și eu mai doresc încă doi copii. Poate nu neapărat în același timp, dar doi copii mai dorești. Da. Deci, până la urmă, Ramona, cu ce te alegi din lumea asta? Adică mi-am dat seama că adevăratele valori nu sunt cele ce se construiesc, da? Casele se dărâmă, mașinile ruginesc, hainele le mănâncă mâinile. Adevăratele comori care le lași după tine și rămân cu adevărat ca o moștenire ta sunt copiii. Da, caracterul format frumos, acea demnitate care construiești rămâne și o duce mai departe. Și un alt punct de vedere care poate fi comun pentru alții sau diferit este că cei de pe pământ cu adevărat la Dumnezeu în cer sunt doar copiii. Adică eu îi spun mereu, noi avem o relație cu copiii noștri pentru totdeauna. Adică ea nu se încheie doar aici. Chiar dacă la un moment dat destinele, viețile noastre se vor separa, vor urma cursul lor, vor urma drumul lor, dar undeva acolo în veșnicie ne vom reuni și vom avea această comuniune perfectă copiii pentru totdeauna. Da. Și atunci e automat o comoară care merită investită în ea. Din experiența voastră, care este secretul pentru ca o căsnicie să funcționeze, să meargă? Din punctul meu de vedere, sunt patru elemente obligatorii, fără de care nu se poate niciunul fără celălalt. 1. Să apreciezi persoana de lângă tine. Dacă nu apreciezi și nu ești fericit și mulțumit că ai întâlnit-o, degeaba. 2. Afecțiunea, modul tău de a te exprima, atenția, atitudinea ta intră în acest aspect. 3. Cooperarea. Nu sunt de acord cu familie care nu vorbesc sau dacă au o problemă nu comunică. Zic, lasă că nu spun, o las acolo și se aplanează poate într-un fel sau altul. Nu există. La un moment dat se va transforma într-un monstru. Deci trebuie să comunicăm frumos, echilibrat, dar trebuie comunicare și cooperare. Și al patrulea lucru esențial este apropierea. Dacă nu suntem apropiați, nu există cu adevărat uniune. Și atunci toate aceste elemente îmbracă perfect atât nevoile mele ca fată, individ, cât și nevoile lui ca bărbat. Da. Tu, Cornel, mai ai ceva de adăugat? Ai explicat foarte frumos situația. Da, Crina a vorbit foarte frumos. Din punctul meu de vedere, sunt două care completează ceea ce a spus ea. Primul dintre ele este Dumnezeu. Cred că temelia tuturor lucrurilor se rezumă acolo. De fapt, dacă tu te uiți, Ramona, toți oamenii când ajung în blocaje, în situații, merg și aprind o lumânare, merg și scriu un acatist, merg și caut într-o formă sau alta un ajutor extern, care ăla nu poate fi omul. Și de ce să nu iei ajutorul ăsta la început? Adică de ce să nu pornești cu Dumnezeu și să nu fie reparatorul? Iar al doilea lucru, care mi se pare foarte important, este dăruirea. Cred că o familie funcționează nu pe sistemul ce vreau, ci pe sistemul ce dau. Da. Bun, m-am căsătorit cu persoana respectivă. Bun, cu ce pot să o îmbogățesc? Cu ce pot să o împlinesc? Cum pot să fiu lângă ea real, fizic? Pentru că sistemul ăsta egoist, ce-mi dai, ce-mi faci, cum mă faci, cum mă simt eu, aduce la o epuizare, că tu vei vrea din ce în ce mai mult, tu vei vrea din ce în ce mai... Este și atunci... iubire egoistă, nu este sănătoasă. Consumă și la un moment dat arde tot ce e resursă în familia respectivă. Ce sfat ați dat tinerilor care acum caută un partener de a se căsători? Ce ar trebui să caute într-un tânăr, într-o tânără, astfel încât să aibă curaj să facă pasul acesta? Și este legată și de o altă întrebare. Mulți tineri fug de căsătorie. De ce este bine și necesar să te căsătorești? Mă reîntorc la ce am mai spus. Caracterul contează foarte mult și practic te căsătorești cu caracterul omului. Trebuie observat, analizat în multe situații, nu doar atunci când toate lucrurile sunt roz, inclusiv
el este roz. Dar când este adus la anumite situații tensionante și grele, atunci îi vezi adevăratul caracter. Toate lucrurile și-au vremea lor. Nu admit nici căsătoria foarte devreme, dar nici foarte târziu. Totul să fie echilibrat. Există o vârstă pentru fiecare. Dacă te căsătorești prea devreme, e posibil să nu-ți dorești copii sau să nu fii pregătită pentru copii. Dacă te căsătorești prea târziu, dintr-o dată vrei să faci copii și nu mai e timp să te cunoști cu soțul tău și să alocați poate câțiva ani ca să se consolideze relația. Deci, niciuna din variante și nici grăbirea. Nu. Dumnezeu a creat pentru fiecare persoană exact ajutorul potrivit. Căsătoria este necesară în primul rând că aparții de ceva. Dacă nu aparții de acolo, societatea îți oferă alte posibilități ca să te degradezi tot mai mult. Și dacă nu vei fi aici ca să-ți dai tot aportul tău plăcut și bun, să fie o familie frumoasă și realizată, va avea el grijă să te deterioreze sau să se întâmple multe lucruri neplăcute. Da. Deci, ori în ce variantă este vorba, omul are un potențial foarte mare și trebuie investit acolo unde trebuie și acolo unde este cazul, nu în alte părți și nu în alte situații. Ramona, o să spun cum am ales eu. Orice persoană are niște așteptări, are un profil invizibil creat în mintea lui sau ei, prin care el caută împlinirile alea în persoana respectivă. Și cred că profilul ăsta reprezintă foarte mult cu cine ești tu. Tu dacă ești o persoană, cum să spun eu, așezată, automat vei dori o persoană așezată. Dacă ești o persoană foarte aventurier, vei căuta aventuri. Depinde foarte mult ce caută persoana respectivă. Eu când a trebuit să iau o decizie referitor la soția mea, am ales după trei criterii. În primul rând a fost unul exterior, pentru că așa funcționează un bărbat. Da, deci așa funcționează un bărbat. Asta e ADN-ul nostru, chimia noastră. Și a trebuit să respecte cumva așteptările în linii mari pe care le-am avut. Al doilea lucru care mi l-am dorit a fost intelectualul. Am zis, mă voi căsători, dar nu cu un bibelou. Persoana asta voi avea situații, voi avea discuții, voi avea probleme. Eu am nevoie de o minte care să judece cu mine. Nu e un bibelou, îl iau, îl pun în vitrină, îl pun înapoi în pat și asta fac toată ziua. Și al treilea lucru, m-a interesat inima ei. Mi-am dat seama că voi avea nevoie de o persoană care să mă susțină, să mă înțeleagă și a fost foarte importantă relația ei cu Dumnezeu. A fost foarte importantă deschiderea ei față de divinitate, față de lumea aceasta nevăzută a lui Dumnezeu. Și pentru că a fost persoana care le-a respectat sau în care am găsit împlinirile astea. Dar vreau să mai completez înainte să spun puțin despre căsătorie. Cum a procedat ea? Crina, când a venit în București, a zis, eu vin să văd cum te comporți cu mama ta, vin să văd cum te comporți cu situațiile de presiune și vin să văd cum te comporți cu semenii. Asta tăi. După ce s-a comportat, i-am spus. Deci nu l-am atenționat ca să nu joace teatru. În căsătorie. Iar referitor la de ce trebuie să te căsătorești, cred că căsătoria, actul ei în sine, are ascuns ceva ce nu se poate vedea, ci doar se poate simți. Cred că este acea coborâre a unei legături pe care o face Dumnezeu în actul respectiv. Parteneriatele și toate formele astea nu au decât doar o imitare a unei relații profunde. Ea cu adevărat se va consuma în căsătorie și sub acest aspect al binecuvântării date de Dumnezeu. Dragii mei, vă mulțumesc extrem de mult pentru faptul că ați fost astăzi alături de mine. Eu sunt impresionată de ceea ce am auzit din povestea voastră de dragoste. Sunteți niște oameni maturi, conștienți de sine, care vă iubiți maxim, se vede, și vă bucurați de o viață împlinitoare. Eu vă doresc pe mai departe ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult și
De ce nu în viitor veniți și cu copilașii la emisiune și ne povestiți ce s-a mai întâmplat în viața voastră de familie? Cu drag, mulțumim și noi! Dragii mei, sper că și în această seară v-ați lăsat purtați de sentimentele frumoase împărtășite de acești doi oameni minunați, Crina și Cornel Popescu. Am învățat că este foarte important să iubești dezinteresat, să ierți, să dăruiești și să-L ai pe Dumnezeu alături. Sunt Ramona Dărvășan, iar voi ați urmărit emisiunea Ce bine că ești. Pe data viitoare! Poze făcute de mine, că lucram fotografii la vremea aia. Super, da. Auzi. Amândoi, tot o poză făcută, mi-a făcut-o cineva și le-am lucrat. Și după aceea, familia, în primele noastre întâlniri, înainte de căsătorie. Trebuie să înțelegi că și el se confruntă cu foarte multe probleme. El a zis, da? Eu. Bineînțeles, el a inițiat și a declarat primul că te iubește. Ce bine că